Scandal acolo? Ia uite, hai că e scandal. Ia uite ce e aici. Uite ce e aici. Ce e aici, Daniel? Ce e asta? Suntem, dragilor. Ia, e nasol? Ce s-a întâmplat, doamna Daniela? Hai să vedem dacă cum a fost blocat pe Suceava, cum e de via. Suntem la stația de captare a apei, ce captare o fi asta, nu știu, de la Mâneuți, în zona, de aici bea, da, nu știu, de aici beau apă, Rădăuțeni. Dar ce, îți zici că n-ai voie? A, uite că zice, accesul strict interzis persoanelor străine. Noi suntem persoană străină, deci nu intrăm, doamna Daniela, să nu zică domnul Groza, care-i supăra pe noi, borș, borș, borș pe domnul Groza pe noi, borș, dar nu așa, borș, borș, chiar vrea numai aplauze domnul Groza, și borș că o are pe doamna Angela Zarujanu, șefa Consiliului de Administrație al ACET, care e, nu dovedește să vină pe la serviciu, că e mai mult prin plecată prin concedii de cu domnul Matei Vișnec. Da, deci din mizeria asta beau apă Rădăuțeni. Ieri a plouat, a venit apa puternic, azi scandal. Chemat DSP-ul. Ce vedeți, domnilor voastre, aici? Hai să trec ceva pe lateral acolo. O să spuneți, băi, de unde știi tu treaba asta? Ne-a sunat un domn și ne-a spus, bă, ia uitați ce se întâmplă aici. Da, dar uite pe ce mașină vrednică ne-am luat, da? Le facem reclamă celor de la Toyota Suceava, oameni ca lumea, mașini puternici. De aici, moment publicitar, a fost moment publicitar. Pe acolo, ăsta este o fel de râul Suceava, o deviere a râului Suceava, care vine din râul Suceava. Prin vestul cu mașina aia de la cu Water, WTR-ul, pe acolo sunt puțurile de captare. Uite-te un pic, Daniela, ca să vezi de ce omul, cred că și dau dreptate omului, ieri a fost atât de mare apa pe aici, uite-les, toate astea au venit, s-a închis, deci asta beau Rădăuțeni, ca să ne înțelegi, da? Să nu avem discuții, doamna Daniela, oțile așa frumos, țui cât tot ce trebuie. Ăla este, doamna Daniela, aici am intrat, nu scrie, eu am intrat că era liber, să nu supere domnul Groza pe mine, oricum e borș, ți-am zis, da? Domnul Groza e borș pe mine, de când nu mă înțeleg cu domnia sa, zice ocular, el vrea numai aplauze și nu se poate, domnul Groza, nici cerim scuze. Sunteți încă în slujba noastră, chit că sunteți pe pensie, pe asta, dar nu mai contează. Mizeria asta care o vezi tu, Dana, asta, ăsta e stăvilarul, îl vezi? L-au închis. Nu știu dacă vezi tu, deci de aici vine apa, duci pe acolo și se întâmplă niște minuni. E, ăsta era, ieri a fost măcel aici, da? Au vizit, au închis stăvilarul. E închis stăvilarul sau nu e închis? Se vede? Se vede, da? Hai să vezi cât de bine e închis stăvilarul. Uite, încă-s proaspite, asta aici, aici, uite-l la Daniel. O venim cu aici cu mine. Hai încet, șor, tatică. Se duce malul? Nu, eu mă pot duce la tine, bro. Hai, dă mânuța. N-ai dat mâna niciunui bărbat până acum, dar nu se consideră că mi-ai dat mâna, da? Se consideră că numai te-am agitat. Hai ca să vezi. Hai ca să vedeți, dragilor, cam cum curge apa. Cam cum curge apa, îl vezi? El e închis acum, Dana, da? Îl vezi cât e de închis? Se vede? Cam cum curge când e închis stăvilarul? Dar nu, e culoare bună, eu zic că e culoare bună, e cocktail. Hai să mergem să-ți arăt puțurile alea de captare care să... Hai că la urcare poți, că e mai ușor, să știi. Eu te aștept aici sus să văd cum te duci pe la spate. Poți? Ușor, ușor. Vrednic ești, Dana, vrednic ești. Fii atent, vine domnul cu water-ul, o primit ordinul, treci piste. Acolo este o mașină, ia. Îți hotărâți, hai să vedem. Îl bate, îl dă deoparte, ia. Uite că vine, uite cum vine, uite cum vine, vrei nici vin. Ia târnul, o țavă pe acolo. Trece pe lângă el, fii atent. Hai să vedem ce se întâmplă. Mașină blocată acolo, cheamă poliția. Hai să fie cu scandal aici. Am să întâmplă că e cu scandal. Ia. Ce-i face? A venit nervos, face poze. La
Vreți și cu noi o fotografie? Vreți să faceți și cu noi o poză? Nu vă supărați! Domnul de la acet, care sunt slujba noastră și care nu vorbește cu noi. El e șef, asta e șeful, stați un pic! Dacă sunteți șef, spuneți-mi, sunt fundate puțurile? Să vedem să... S-au înfundat puțurile de, de captare? Te-ți vine vidanja, nu? Am înțeles. Ia, hai să mergem să încercăm să vorbim cu domnul. Ăi, șeful de aici, șeful stației. Îți dăm ce bău rădăuțenii. Haideți, domnule. Bună ziua! Permiteți să ne apropiem. Nu vă supărați pe noi că suntem cu întrebările. Nu-i voi? Nu? Nu, nu, nu. Ba da? Ba da. Până aici am voi. De aici încolo n-am voi, dar până... Cu tot respectul. Eu până aici am voi, da? Dar de aici n-am voi. Am înțeles. Ce s-a întâmplat? Întoarceți-vă. Da, acceptul noastră. Și cu puțurile colmatate? Adresați-vă, vă rog, acceptul. Dar nu sunteți master, nu sunteți șef de aici. Adică cui să mă adresez lui Moș Crăciun, să-l întreb pe Lungu, pe Flutur, pe cine să întreb? Nu fi și apostolului, nu-i să dau interviuri. Este departamentul social. Dar ziceți-ne, e adevărat, au fost colmatate. Dar tocmai de asta nu vreau să vă spun că nu faceți cum trebuie. Eu vă întreb... Stați un pic că nu m-ați înțeles. Dar nu puteți spune dacă sunt colmatate sau nu puțurile de captare a... O să-i faceți plângere penală pentru asta? O să faceți plângere penală că v-a blocat ieșirea? Da, nu, domnul pe mine, pe mine. Mașina, băi. Nu mai înțeleg, Daniela, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Nu mai înțeleg ce se întâmplă. Bataie, eu ți-am zis că e cu bataie. E bataie, nu știu. Îți puțul încolo. Pe mine trebuie să filmez, domnul nu trebuie să apară, ți-am mai zis. Deci au apărut în toată filmarea, da? Asta. Uite aici, Daniela, ce se întâmplă aici? Aici o ștoală, o bahnă. Azi e bahnă. Toată chestia asta s-a făcut cu bani europeni, din ce știu eu. Am zis bine. Cu bani europeni, puțuri de captare a apei pentru rădăuțeni. Domnul Groza, iarăși câte dumneavoastră, iertați-ne, nu știm, n-ați mai făcut o conferință de presă de când țipau pe la dumneavoastră pe sub uș să vă afli salariul, mai, dacă mai țineți minte, domnul Groza. Și ca să nu se sufere domnul Groza pe noi. Mai țineți minte, domnul Ștefan Groza? Când veneam pe la dumneavoastră pe subuși, când vă luau toți de urechi că avea salarii prea mari și nu știu ce. Da, de atunci sunt prieten cu domnul Groza. Domnul Groza vă spune că odată e foarte supărat pe noi. Nu știu de ce, nici mâna n-a vrut să mi-o stângă toți. I-am întins mâna, zic, bă, Mihai, ni foarte... Da, când îl aplauzi, bă, e cel mai bun prezentul. Hai că am terminat. Mai vine o mașină. Bă, uite-te alea cum e ștoalna asta, mă. Ștoalna asta, apa asta de... Asta ce se duce din Suceava, duce mai departe, ce leac. Acolo sunt puțurile de aducție. Mergem să vedem. Da, Daniela, ai idee cum e apa în Rădăuți? Bună, da? E bună. Bă, dacă apa e bună și corectă și așa, treaba e bună. Dacă nu, înseamnă că ce s-au făcut astăzi aici, aici ai... Daniela, în coleacă și... În noapte, mai ce facem așa. Măi, mișto aici. A mai venit o mașină acolo la capăt, dacă te uiți. Ăsta e drumul, Daniela, ca să vadă lumea, în stânga ta. Așa, pe acolo am venit pe lângă drum, pe malul apei. Aici s-a făcut o chestie, o trebușoară. Iunii, nu-i niciun semn de interzis, să mă ierte Dumnezeu. N-am încălcat niciun, n-am făcut traspesing, nu? Ca să nu creadă lumea că ăștia sunt stari, ăștia la bataie. De-aia în judecată că ai curajul să le arăți adevărul. Uite aici, Daniela, până aici, bahna asta e apa care o beau. Au, au, au. Ăla-i puțul colector? Nu? Dar nu-i colector, ce puț e ăsta? În bahna aia acolo? Și cum? Mizeria asta îți duce toată? Mizeria asta o beau rădăuțenii? Acolo luată, uite Daniela acolo. Se poate intra apă mai bine.
unii tulburi și o trebuie să le închide. Te iau alea în brațe, te zvârlă până acolo? La P9? Te fac un P9? Ai și curent pe acolo, pe jos? Ești... Da, da. Stâlpii mei de tensiune, transformatoare, zonă inundată. Nu știu cum o să rezolvi situația asta. Bă, dar e o bâhnuță aici. Bă, tăcea. Bă, n-ai văzut? Probabil că așa se face, nu știu. Domnul Groza, iertați-mi ignoranța, vă spun din cauza că n-ați făcut conferințe de presă de multă vreme, nu știm exact cum funcționează lucrurile aici la Rădăuți, da, eu așa ceva nu beau, Daniel. Bă, bune, dacă nu. Mai bine o dăm pe Droș, de adevărat, pe Rachiu. Uite ce e aici, fată, ăla-i sub nivelul drumului, rățea. Aș fi dus acolo, da. A, da, dacă era deschis stăvilarul, aici și era, făceam... Veneția! Da, dragilor, aștept cu interes, sunt convins că este o explicație, sunt convins că ce se întâmplă aici așa trebuie să se întâmple, sunt convins că este în regulă ce se întâmplă și sunt convins că nimeni nu va păți nimic dacă cineva e vinovat, dar nimeni nu e vinovat. Doamna, da, am zis? Bine? Ca să nu avem discuții după aia, că ăștia sunt stare, bani grei să învârt acolo. Sunt oameni grei în Consiliul Administrației al CET-ului. Să trăiți, să zic niște nume, dar nu le zic, dă-le la naiva, la naiva, publice, da mă facă, plouă și eu, Daniela, că avem și noi prieteni care s-au descurcat în viață, mai bine ca noi. Dragii mei, măcar de bun simț, trimiteți-ne, vă rugăm, după ce vedeți filmul ăsta, trimiteți-ne un comunicat de presă în care să ne spuneți, Chira, ești un mare bou și mi-asum chestia asta, ăla care ți-a zis, e și el mai mare ca tine sau mai mic, depinde de așa, astea erau aici, doamna Daniela, astea sunt aici pentru băieții care vin la decolul matat. Cum să bea apă din ăla? Bești tu ceva că lumea? Nici nu știu nici să le pun. Ha! Hai, fără buzele. Mi le pun aici. Aici, așa ia. Merg mai departe. Uite-te un pic la tubul ăla. Deci, bahna, cât o vezi tu alea spuțe de... Un cap. Gata, l-am pus. Am rezolvat. Îl ducem la mașină, îl ducem acasă. Da, domnul Groza, știu că totul e în regulă aici, știu că banii europeni sunt buni, știu că ați făcut treabă extraordinară, știu că este doar o criză de... Cum se cheamă, doamna Daniela? De traseu, nu? O situație așa, din cauza apei, asta este, din când în când rădăuțienii mai beau și mâl. Dacă s-a terminat așa, merg după aia la computerul tomograf să vadă despre ce vorba. Asta nu, la RMN, știi? Asta e substanța de cont. A, au dat o gurică aici? Da, au băgat o țeavă, da, mă, uite aici. Surplusul din bahnă, uite acolo, acolo iese. Uite, uite câte treabă are. Repet, nu știu ce se întâmplă aici, nu știu de ce nu ne-au lăsat, nu știu de ce ne-au dat explicație, nu știu de ce atâta tensiune. Și nu vorbesc de tensiunea aia care ai uite acolo prin pământ, că e tensiune în pământ. E 380 acolo, Dana. E 380? Nu știu de ce atâta tensiune, nu știu de ce atâta lipsă de comunicare, dar îi rog pe cei de la CET să nu se supre foarte tare pe noi. Recunosc de la bun început că sunt un ignorant. Eu măcar le-am făcut curat alea în zonă. Cât s-au putut. Îți place? Asta, Tito? Așa merge jurnaliștii la treabă în zona. De unde beau? De unde bea și domnul primar Bogdan Loghin, lăudat fie numele, că este primarul Rădăuțului. Dacă el nu s-a sesizat că apa e rea, dacă rădăuțenii nu s-au sesizat, nu înțeleg de unde atâta scandal. Nu a avut timp, nu? Nu am înțeles. Domnul Groza, aveți legătura, sunt convins că există o explicație și sunt convins că noi batem apa de pomană, de aia să și... Știu că nu-ți place, doamna Daniela, ce vorbesc, dar asta e situația. Nu. Dragii mei, da, ce și le-a dă la mâneuți? Ce-a făcut? Am înțeles. Dragii mei, sper ca lucrurile să se îndrepte drept pe jur și să nu fie probleme. Dacă trebuie să vii cu vidanja ca să decolmatezi puțurile de captare și după aceea le dai drumul, sper să fie bine. Dragii mei, sus inimile. Atât s-a putut. Doamne ajută. Și n-a plouat mult. Au plouat decât două zile, da? Că dacă ploua ca lumea, mutau ăștia șpilonii podului de la Milișăuți cu 10 km mai la vale și aici eram cu bărcile doamna Daniela, vâsleam ca vai și amar de noi. Aștept reacția celor de la CET. Sus inimile.